Pița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Fulgușor la schi. Într-o zi de iarnă, Mila, gândacul de zăpadă, și-a invitat prietenii la schi. Toți au schiuri? I-a întrebat ea. Eu nu am, zise Bobiță, băiatul melc. Nici eu, i se alătură săltăreața fetița lăcustă. Și nici eu, adăugă Fulgușor, fetița fluturaș. Atunci să ne apucăm de lucru, nu e atât de greu. Vom face schiuri pentru voi, zise Mila veselă. Împreună găureau, ciopleau, șlefuiau, netezeau scândurile, legau curelele de ele și făceau și bețele de schi. Până la amiază, noile schiuri au fost gata. Au pornit împreună pe munte. Ajunși pe vârful muntelui, și-au legat schiurile și și-au pus căștile. Mila i-a întrebat, toată lumea știe să schieze? Cine nu știe, îl învăț cu plăcere. Cu toți au dat din cap, numai Fulgușor tremura. Fetița fluturaș nu știa să schieze, dar se temea să recunoască. Nu fi prea greu, mă voi obișnui cu schiatul, își zise ea. Doar viermișorului îi șopti adevărul. Bobița a pornit primul. Opa! Gonim! Striga el vesel în timp ce cobora panta abruptă a versantului. După Bobiță a urmat Buburuză, apoi Baltazar și toți ceilalți pe rând. Iată că a venit și rândul lui Fulgușor și a luat elan și s-a avântat pe pârtie. Însă nu s-a putut opri la baza pantei, aluneca mai departe, pe următorul versant, apoi pe următorul, până ce s-a îndepărtat de tot de ceilalți. Într-un final a suferit o căzătură zdravănă și s-a înfipt într-un morman mare de zăpadă. Ceilalți doar mai târziu și-au dat seama că fetița fluturaș lipsea. Fulgușor nu știe să schieze, zise viermele disperat. Nu știe să schieze? Au întrebat ceilalți uluiți. Nu, acum a schiat prima oară și era tare frică, numai nu avea curaj să spună. Vai, mă tem că i s-a întâmplat ceva. Micii prieteni s-au speriat și au pornit de îndată în căutarea lui Fulgușor. Între timp, doctorul Bufniță a găsit-o pe fetița fluturaș rănită, a zărit-o de la înălțime și a zburat lângă ea. Fulgușor, ce ți s-a întâmplat? N-am putut să frânez și am căzut. M-am lovit foarte tare. Credeam că nu mă voi mai putea opri niciodată. Nu mai vreau să schiez, plânse Fulgușor. Bufniței s-a făcut milă de fetița fluturaș, a luat-o în spate și a dus-o la el în scorbură. Îți bandajez rănile și te duc la Mila. Sunt sigur că ceilalți te caută disperați, i-a spus doctorul Bufniță. Micii noștri prieteni o căutau peste tot pe fetița fluturaș, dar nu i-au dat de urmă. Au ajuns triști înapoi la casa Milei. Dar Fulgușor îi aștepta deja acolo. Mare le-a fost bucuria. Ura! Vai de mine! Fulgușor, ești bine? Povestește-ne tot ce ți s-a întâmplat! Îi ceru Buburuză. Fulgușor i-a povestit totul pe îndelete. Deci nu știi să schiezi? Se miră Mila. Am să te învăț eu. Dacă vei ști să virezi și să frânezi, vei putea schia pe orice munte, oricât de înalt. Îți mulțumesc, i-a zâmbit fetița fluturaș. A doua zi, Mila a început să o învețe pe Fulgușor. La sfârșitul primei zile, fetița fluturaș a schiat încet și cu grijă pe cel mai mic deal și s-a oprit frumos la bază. Priviți! Fulgușor știe deja să schieze! Trebuie să sărbătorim! A strigat Wendel și a început să cânte pe sloiurile de gheață. Ceilalți, în cerc, cântau și dansau în jurul fetiței fluturaș. Bobița și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Otita.
Într-o zi de toamnă, Buburuză, fetița mămăruță, a intrat veselă în casa lui Bobiță. Merg la vale să adun pietricele, vii și tu? Dar Bobiță nu avea chef de nimic. Nu știu, Buburuză, mă simt atât de obosit. Mi-e fric și mă doare capul. Mă doare și urechea. Oh, ce roșii sunt obrajii, Bobiță, a spus Buburuză. Ai febră, fug repede după doctorul Bufniță. Micuța fetiță mămăruță nu s-a oprit până la scorbura doctorului Bufniță. Dragă doctore, vino repede, Bobiță se simte foarte rău, grăbește-te! Doctorul Bufniță și-a luat geanta medicală și-a pornit înspre bolnav. Bună, Bobiță, lasă-mă să te văd care e problema. În primul rând te examinez. Bobiță și-a dat jos cămașa de pijama și a oftat. Deschide gura mare să-ți văd gâtul. Nu vreau, a spus Bobiță scâncind. Trebuie să văd dacă ți-e gâtul roșu, i-a explicat doctorul Bufniță. Apoi s-a uitat în gâtul lui Bobiță. Acum să mă uit în urechea ta cu pâlnia asta mică. Acest lucru nu i-a plăcut deloc lui Bobiță. A început să plângă și și-a pus mâna pe ureche. Nu plânge, Bobiță, nu doare deloc, spuse Buburuză, ținându-l pe Bobiță de mână. Consultația într-adevăr nu a durut. Deci, Bobiță, a zis doctorul Bufniță, tu ai făcut otită, ai răcit urât. În fiecare dimineață să iei din medicamentul ăsta o lingură mare, să bei mult ceai, iar pe ureche să-ți pui comprese cu mei cald. Au venit prietenii lui Bobiță. Baltazar i-a adus miere, Fulgușor i-a adus flori de mușețel, iar Vendel măceșe. Și au fiert ceai pentru bolnav. Buburuza a încălzit mei într-o tigaie, apoi l-a turnat într-o pungă mică. Ține punguțele astea pe urechi până se răcesc. Bobiță și-a pus o șapcă pe cap și n-a mai dat-o jos până ce meiul nu s-a răcit. A doua zi, Buburuza văzu pe masa lui Bobiță niște pietricele minunate. Bobiță, pietricelele astea sunt minunate, de la cine le-ai primit? Chiar eu le-am adunat de pe marginea apei, spuse Bobiță mândru. Tu le-ai adunat? Întrebă Buburuză nervoasă. Asta n-a fost o idee bună, încă nu ești vindecat. Acum vei cădea din nou la pat. Din păcate, Buburuză avusese dreptate. Spre seară, temperatura lui Bobiță crescu. Prietenii l-au vizitat în fiecare zi, îi citeau povești și încercau să-l distreze. Pe măsură ce Bobiță se însănătoșea, Buburuză se simțea tot mai rău. Sigur, a luat și ea răceala. Acum Bobiță o îngrija pe Buburuză, îi fierbea ceaiul și îi umplea buzunarele șepcii cu mei cald. Doctorul Bufniță a venit și la Buburuză. Așa deci, se pare că am treabă cu încă un mic bolnav. Bine ai mai luat răceala asta de la Bobiță. Doctorul i-a spus și lui Buburuză ce are de făcut. Apoi l-a consultat din nou pe Bobiță. Tu nu mai ești bolnav, totuși, hai să te văd. Totul e în ordine, te-ai vindecat năzdrăvan mic ce ești. Au trecut câteva zile, Buburuză și-a luat medicamentele, a băut mult ceai, s-a odihnit îndelung și în scurt timp se simțea bine. Doctorul Bufniță a venit din nou la ea și a constatat cu mulțumire că și Buburuză s-a vindecat. Acum putem merge împreună în vale ca să adunăm pietricele, sărea fericit Bobiță. Ce bine, să pornim la vale, au strigat cei trei pui ai doctorului Bufniță. Să vă îmbrăcați bine, seara asta e rece, a spus sever doctorul. Acest lucru nu mai trebuia să-i fie spus lui Bobiță și lui Buburuză. N-au uitat să-și ia fularele, șepcile și nici pantofii călduroși. Au alergat pe malul apei până seara târziu, iar gălețile le-au umplut cu pietre care mai de care mai frumoase. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Găluștele. Într-o zi de toamnă, Buburuză, fetița mămăruță, a pregătit găluște cu prune și și-a invitat prietenii la masă. Au venit Bobiță, Baltazar, Vendel și Fulgușor. Împreună au întins masa și s-au așezat să mănânce. Fetița mămăruță a pus trei găluște pe fiecare farfurie. Fiecare s-a săturat repede.
găluște cu prune, le ador, aș putea să mănânc chiar și 5. Zise Baltazar albinuța. Numai 5? Eu chiar și 7, ripostă Wendel. 7? Bine, atunci eu 8. Iar eu 10, spuse Rădașca. Bine, atunci să facem un concurs. A încheiat discuția Baltazar. Să vedem care dintre noi mănâncă mai multe găluște. Lui Buburuză nu i-a plăcut ideea. A încercat să-i oprească, dar băieții erau neînduplecați. Nu va ieși nimic bun din asta, îi avertiză Buburuză, dar Baltazar și Wendel nu i-au dat ascultare. Până acum am mâncat 3 găluște, acum urmează a 4-a, a zis Wendel și a pus câte o gălușcă în fiecare farfurie. Când amândoi au terminat-o, au mai luat o gălușcă și au mâncat-o și pe cea de-a 5-a. După cea de-a 5-a au mâncat-o pe cea de-a 6-a. După cea de-a 6-a au mâncat-o pe cea de-a 7-a. După cea de-a 7-a au mâncat-o pe cea de-a 8-a, iar apoi pe cea de-a 9-a. Urmează cea de-a 10-a, mai poți? Întrebă Baltazar. Auzi vorbă, pot să mănânc chiar și de 2 ori mai mult, i-a răspuns Wendel relaxat, dând din mână. Mâncaseră deja foarte multe găluște, când pe amândoi a început să-i doară burta. Îi durea din ce în ce mai tare. Am să-l chem pe doctorul Bufniță, zise fetița fluturaș. Doctorul Bufniță i-a examinat, apoi a început să-i dojenească. Vai de mine! Cine a mai văzut așa ceva? Nu e de mirare că vă doare burta. Amândoi au mâncat 15 găluște. Ei, poftim! Colac peste pupăză și concursul s-a terminat la egalitate. 3 zile regim, nu mâncați decât cartofi fierți. Dar mâine vine în pădure negustorul de cozonaci, spuse Wendel disperat. Îmi pare foarte rău, dar de data asta veți rata cozonacii. Peste 3 zile veniți să vă examinez burta din nou, zise doctorul Bufniță sever și porni spre casă. A doua zi a și sosit pe câmpia cea mare vânzătorul cu cozonacii lui plăcut mirositori. Locuitorii pădurii își alegeau dintre acele bunătăți și se înfruptau fericiți. Eu aș dori cu scorțișoară. Eu cu cocos, se înghesuia Bobiță. Mie să-mi dați unul cu zahăr, strigă Fulgușor. Dar erau cozonaci și cu mac, cu nucă și chiar și cu cacao. Baltazar și Wendel priveau triști târgul vesel, dar l-au ascultat pe doctorul Bufniță. După 3 zile, albinuța și Rădașca l-au vizitat pe doctor. Ia să vedem noi, mormăi Bufnița și examină temeinic. În ordine, v-ați vindecat, văd că ați ascultat de mine. Păi, da, zise Wendel cu nasul în pământ, deși aș fi vrut tare mult să mănânc și eu cozonac. Wendel și Baltazar și-au luat rămas bun de la doctorul Bufniță și-au pornit spre casă, dar Bufnița i-a strigat. Așteptați puțin, am ceva aici, v-am păstrat 2 cozonaci, luați-i. Vai, doctore Bufniță, ai fost pe câmpie? Desigur, le-am luat puiilor mei câte un cozonac, iar pe aceștia 2 i-am păstrat pentru voi. Ați făcut ceea ce v-am cerut, eu nu vreau să ratați bunătățile. Îți mulțumim, au răspuns fericiți Baltazar și Wendel. Apoi l-au îmbrățișat pe doctorul Bufniță. Bobița și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Aventură pe mare. Bobiță, băiatul Melc, și Buburuză, fetița mămăruță, au găsit într-o zi de vară o carte de povești frumoasă și colorată, cu imagini minunate despre mare. Erau imagini colorate despre pești, raci, scoici și despre un animal ciudat pe care Bobiță nu l-a văzut până atunci. Se cheamă caracatiță, dar eu n-am mai văzut așa ceva. Ce-ar fi să ne ducem pe mare? Întrebă însuflețit micul Melc. Păi, Bobiță, nici nu știm încotro să pornim. Să întrebăm Bufnița, ea știe tot.
Dragă bufniță, ia spune cum putem ajunge la mare. Construiți o barcă mică și puneți-o pe pârâu. Cursul pârâului vă va duce până la râu, iar râul vă duce la mare. Bobiță și Buburuză i-au mulțumit pentru sfat și s-au apucat de treabă. La construirea bărcii au ajutat și cei trei pui de bufniță. Cei doi prieteni s-au urcat în barcă. Valurile au luat pe sus bărcuța cu pânze și aceasta parcă zbura spre mare. Ura! Strigă Bobiță. Direcția spre mare! Vântul mâna bărcuța cu viteză pe micul pârâu, apoi pe râu în jos. În scurt timp, la orizont a apărut imensitatea albastră a mării. Am ajuns! Strigă Bobiță. A tras barca la mal și a ancorat-o de un palmier. Vino, Buburuză, să înotăm spre adâncul mării, spuse Bobiță. Și abia atunci au fost surprinși cu adevărat. La un moment dat au observat un rac. Au înotat alături de el spre suprafața apei. Spune-ne, știi cumva unde am putea întâlni o caracatiță adevărată? Zise Buburuză. Veniți, prindeți-vă de cleștii mei. Vă arăt insulița unde obișnuiește să stea caracatița. Racul îi lăsă pe cei doi prieteni pe mal și dispăru între valuri. Bobiță și Buburuză au sărit speriați după o stâncă. Caracatița era mai mare decât crezuseră și s-au speriat de ea. Atunci caracatiței i-a venit o idee. A adunat pietre cu cele 8 brațe ale ei și a început să jongleze cu ele. Bobiță și Buburuză s-au mai liniștit. Mica Mămăruță și băiatul Melc au îndrăznit încet încet să iasă de după stâncă. Veniți, le-a spus caracatița, am să vă arăt cele mai frumoase pietre de pe insulă. Bobiță, Buburuză și caracatița s-au împrietenit. Timpul a trecut repede cât au stat pe mica insulă. E timpul să plecăm, a spus Buburuză. La revedere, dragă caracatiță, ne bucurăm că te-am întâlnit. Drum bun, a răspuns caracatița și le-a înmânat câte o pietricică lucioasă celor doi prieteni. Bobiță și Buburuză s-au îmbarcat și au încercat să vâslească în susul apei, dar n-au reușit. Bobiță, nu putem merge împotriva cursului apei, trebuie să coborâm din barcă, a spus Buburuză înspăimântată. Vezi, Bobiță, ți-am spus să nu ne aventurăm la un drum atât de lung, zise Mămăruța plină de sine. Ai dreptate. Dintr-o dată, piatra se mișcă. De ce ești trist, micule Melc? Întrebă piatra. Bobiță râdea căci piatra nu era altcineva decât o broască țestoasă. Prietenii mei, peștii curcubeu, acum pornesc la un drum lung. Ei înoată pe râu în sus până la izvor. Vă vor duce și pe voi cu plăcere. Bobiță și Buburuză și-au luat rămas bun de la țestoasă și s-au așezat pe spatele peștelui conducător. În scurt timp, peștișorii s-au aliniat și au pornit în direcția pârâului. Până când soarele a apus, au și ajuns la căsuța cu picățele. Bobiță și Buburuză au mulțumit pentru ajutorul primit și și-au luat rămas bun de la pești. Totul e bine când se termină cu bine, zise Bobiță foarte plin de sine. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Teatrul de păpuși. Într-o zi de vară, Bobiță, băiatul Melc, a bătut agitat la ușa Buburuzei. Azi va fi spectacolul cu păpuși. Hai să ne grăbim, să le spunem lui Dima și lui Fulgușor. Bobiță și Buburuză au bătut mai întâi la ușa fetiței fluturaș. Fulgușor, trezește-te, repede! Azi va fi spectacolul mușițelor. Vor juca albă ca zăpada. Apoi s-au oprit în fața casei gândacului de cartofi. Dima, alo, hai pe câmpie la spectacolul cu păpuși. Dar Dima n-a deschis ușa. Dima, întârziem, grăbește-te! A strigat neliniștit Bobiță, dar n-a primit niciun răspuns. Fulgușor timidă a apăsat clanța și s-a uitat înăuntru. Gândacul cartofului stătea în pat. Dima, îmbracă-te repede! Trebuie să pornim!
Eu nu mă duc, burta mi-e plină de bubițe. Ceva m-a înțepat în timpul nopții. Simt o mâncărime intensă, a scâncit Dima. Ia să-ți văd înțepăturile, a spus Buburuză. Nu sunt înțepături, e varicelă, constată fetița Mămăruță. Nu te speria, și eu am avut varicelă, aveam mii de bubițe. Mă duc să-l chem pe doctorul Bufniță, zise Buburuză. El îți va spune ce ai de făcut. În curând sosi doctorul Bufniță, îl examină temeinic pe Dima. Într-adevăr ai varicelă, e o boală contagioasă, nu te poți duce la teatrul de păpuși, Dima. Contagioasă? Băbiță, Buburuză și Fulgușor vor avea și ei varicelă? Nu, varicela se ia doar o dată în viață. Ei au trecut deja prin asta anul trecut. Cel mai important e să nu scarpini bubițele. Va mai fi spectacolul cu păpuși și altă dată, îl consolă Bobiță. Nu fi trist, te vei face bine repede, zâmbi Buburuză. Micii prieteni și-au luat rămas bun de la Dima și-au pornit spre teatrul de păpuși. Pe câmpie, scena era deja ridicată. Trupa de păpușari era formată din 5 mușițe. Curând, cortina s-a deschis și a început spectacolul. Prietenii noștri au urmărit spectacolul în liniște, iar la final i-au aplaudat pe păpușari. Apoi mușițele le-au dat voie locuitorilor pădurii să se uite la păpuși și să le ia în mână. Păcat că Dima n-a putut să vină cu noi, spuse Buburuză tristă în drum spre casă. I-ar fi plăcut foarte mult. Și ce-ar fi dacă i-am prezentat spectacolul chiar noi? Zise deodată Buburuză. E o idee minunată, Buburuză, spuse Fulgușor. Cei trei prieteni s-au apucat de treabă în casa Pestriță. Fulgușor desena piticii, Buburuză pe albă ca zăpada și pe prinț, iar Bobiță pe mama vitregă. Decupau desenele și le lipeau pe bețe. Când au terminat, s-au furișat până la fereastra lui Dima și au bătut în geam. Gândacul cartofului curios a deschis fereastra. Începe spectacolul! A strigat Bobiță vesel și au început povestea. Mulțumesc, le-a spus Dima, sunteți prieteni buni. Peste 10 zile, doctorul Bufniță a venit iar, dar deja bubițele lui Dima dispăruseră. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Mămăruța galbenă. A sosit primăvara. Buburuză s-a hotărât să înceapă să lucreze în grădina cu flori. A scos din cămară hârlețul, grebla și și-a pus pe cap un batic cu buline. Dar cum a ieșit pe ușă, a auzit un scâncet slab din spatele casei. Kelemen, ce-ai făcut? Ți-ai rupt aripa? A strigat fetița Mămăruță. Mi-a bătut soarele în ochi și m-am izbit de un copac. Am căzut de la înălțime și m-am lovit foarte rău, spuse canarul. Tocmai atunci trecea pe acolo Bobiță, băiatul Melc și Vendel, băiatul Rădașcă. Vendel, fugi la doctorul Bufniță, Kelemen și-a rupt aripa, i-a ordonat Buburuză. De îndată a sosit și doctorul Bufniță. Asta e o fractură urâtă, bombăni el. Apoi a pansat lui Kelemen aripa ruptă. Imaginează-ți, Buburuză, pe insula aceea unde locuiesc eu, locuiește și o fetiță mămăruță. Serios? Și ea are 7 buline negre și spatele roșu? A întrebat tulburată Buburuză. Și cum o
cheamă? Catalina, are spatele galben, dar bulinele ei sunt negre, ca ale tale. Semănați, după ce mă vindec, vino cu mine pe insulă, vă veți întâlni. Ce bine! Poate veni și Bobiță? Sigur, aveți amândoi loc pe spatele meu. În curând a sosit și doctorul Bufniță. A constatat că aripa lui Kelemen s-a vindecat frumos. Atunci canarul i-a mulțumit doctorului Bufniță pentru ajutor, i-a urcat pe Bobiță și pe Buburuză în spate și au pornit către destinația îndepărtată. Au zărit un lac mare cu o insulă la mijloc. Vedeți? Vom ateriza acolo, pe insulă. În vârful celui mai înalt copac este cuibul meu. Țineți-vă bine! Aterizăm! Kelemen a aterizat cu grijă, iar Bobiță și Buburuză au sărit de pe spatele lui. Nu mă prindeți! Striga o mămăruță cu galbeni către puricii micuți ce o urmăreau. Ai grijă! Strigă Buburuză, însă deja mămăruța s-a ciocnit de ea. Iartă-mă, n-am vrut să te răstorn. Pe mine mă cheamă Catalina. Voi cine sunteți? Serios? Tu ești Catalina? Chiar pe tine te căutam. Eu sunt Buburuză și am venit să mă întâlnesc cu ruda mea mămăruță. Mămăruță rudă? A întrebat mirată Catalina. Da, vezi? Și tu ai buline pe spate și eu, doar spatele e de altă culoare. Așa e, spuse mămăruța galbenă. Veniți, vă arăt căsuța mea, zise Catalina. De cum au zărit căsuța Catalinei, Bobiță și Buburuză au început să râdă. Căsuța mea e la fel, numai că e roșie. Bobiță, Buburuză și Catalina au cutreierat împreună insula. Acolo, în pădurea de braz, este un pârâiaș pe care am construit un pod, se lăudă Catalina. Ce-i acolo în mijlocul luminișului? A întrebat Bobiță. Arată ca un tobogan. Chiar este un tobogan de clopoței. Putem să ne dăm pe tobogan? Sigur, veniți după mine, zise Catalina și alunecă pe toboganul spiralat. Bobiță, Buburuză și Catalina s-au jucat vesel până aproape de înserat. E târziu, să mergem acasă, zise Kelemen. Buburuză și Catalina și-au schimbat baticurile în semn de rămas bun. Drum bun! A strigat Catalina. Mai veniți! Pe când canarul a ajuns la căsuța Buburuzei, se făcu seară. Pe cer, luna și stelele străluceau. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Pietrele. Într-o după-amiază de vară, Buburuză a decis să prepare o tartă cu frăguțe. L-a rugat pe Wendel Rădașca și pe Baltazar Albinuța să-i aducă frăguțe proaspete din pădure. Băieții au pornit la drum. Curând, Baltazar a zărit o piatră în mijlocul cărării și a început să dea cu piciorul în ea. Dar și lui Wendel i-a plăcut piatra, l-a driblat pe Baltazar și i-a luat-o. Nu e cinstit, Wendel, e piatra mea, eu dau cu piciorul în ea. Nu, deja e piatra mea, caută-ți alta, eu dau cu piciorul în asta. Eu am găsit-o, e a mea, se indignă Baltazar. E plin cu pietre pe aici, caută-ți alta, a încheiat Wendel discuția. Însă Baltazar nu s-a lăsat. Cei doi băieți s-au tot împins până când amândoi s-au împiedicat și s-au rostogolit pe panta abruptă a dealului. Au căzut direct în pârâul care curgea la poalele lui. Auzind gălăgia, a ieșit din casa de la malul râului Alfons Greierul. Ce s-a întâmplat? Întrebă el speriat. Wendel e de vină, mi-a luat piatra! Cum adică piatra ta? E a aceluia care e mai dibaci. Ajunge! I-a întrerupt Alfons. Mai întâi haideți înăuntru să vă uscați, apoi îmi povestiți de ce v-ați certat atât de rău. Băieții au intrat necăjiți în casa greierului. Și-au întins hainele ude la soare și-au așteptat înfășurați în câte un prosop să se usuce.
Între timp, Alfons îi servea cu limonadă și cu biscuiți. Razele soarelui uscau hainele ude. Wendel și Baltazar molfăiau biscuiții și îi povesteau lui Alfons cum s-au rostogolit ei pe panta dealului. Eu am o colecție întreagă! O colecție de pietre nioarăți? A întrebat entuziasmat Baltazar. Cum să nu? Haideți înăuntru! Le-a răspuns cu mândrie Alfons. A pus pe masă o cutie mare. De unde ai atâtea pietre frumoase? Din apropiere, de pe malul pârâului, puteți aduna și voi. Ura! Și-au umplut coșurile cu pietre. Le-au sortat multă vreme până când a început să se întunece. Rădașca și Albinuța și-au luat rămas bun de la greier și-au pornit în sus pe deal. Curând au ajuns în fața casei lui Buburuză. Fetița mămăruță s-a răstit la ei din geamul casei pestrițe. Dar frăguțele unde sunt? Vai de mine, frăguțele! Am uitat de frăguțe! Privește, Buburuză, ce pietre frumoase am cules împreună cu Alfons! Ce să fac eu cu ele? Să prepar o tartă cu pietre? Eu am cerut frăguțe! Am uitat, a mărturisit Wendel și a povestit totul de-a fira păr fetiței. Atunci să văd măcar acele pietre frumoase, dacă frăguțe nu mi-ați adus. Ar trebui să desenăm ceva pe ele, aceasta e ca o căsuță, iar pe asta aș desena o față zâmbitoare. E o idee foarte bună, mâine să-i chemăm și pe ceilalți și să decorăm pietrele. Foarte bine! A doua zi au venit la Buburuză Bobiță, băiatul Melc, Fulgușor, fetița Fluturaș, Adiere, Libelula, Săltăreața, Lăcusta, Dima, Gândacul Cartofului și Biluță, Gâza Florilor. Wendel și Baltazar nu vin? A întrebat Bobiță dezamăgit. Ba da, suntem aici! Au strigat Rădașca și Albinuța și i-au întins lui Buburuză un coș cu frăguțe. Mulțumesc, zise fetița mămăruță și în timp ce ea pregătea prăjitura, ceilalți s-au apucat de lucru. Când au terminat, l-au invitat pe Alfons să vadă expoziția. Vai de mine, sunt minunate! Aduc și pietrele mele să le pictăm și pe ele, zise vesel greierul. Între timp s-a copt tarta cu frăguțe. Toți s-au așezat la masă și au mâncat tarta până la ultima firimitură. Fetița și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Florile soarelui. În aprilie, Bobiță și Buburuză au plantat semințe de floarea soarelui. Au cultivat și au udat grădina cu grijă și răsadurile au ieșit din pământ. Ele creșteau tot mai mari, au înmugurit, iar în luna iunie florile galbene s-au deschis. Ura! L-au salutat florile pe băiatul Melc și pe fetița mămăruță. Bobiță a observat că florile se uitau când într-o parte, când în alta. Privește, Buburuză, se învârt! Oare de ce? Pentru că se întorc după soare mereu, de aceea se numesc florile soarelui. Când soarele a apus, fiecare floare și-a aplecat capul și a adormit. În dimineața următoare, strigăte disperate trezeau locuitorii din pădure. Vai, ce s-a întâmplat cu florile noastre? Plângea Buburuză. Oare cine a făcut-o? Se văită Bobiță. Cine a ronțăit tulpinile florilor? Fulgușor le spăla rănile cu apă proaspătă de rouă, iar Buburuză le lega cu fire fragede de iarbă. Florile soarelui zâmbeau din nou. Micii prieteni se sfătuiau în casa lui Baltazar. Ce să facem? Se văicări Bobiță. Trebuie să stăm de pază noaptea, eu voi fi prima, zise Buburuză cu curaj. Fetița mămăruță s-a ascuns cu minte în spatele unui tufiș și a stat de veghe. Nu a trebuit să aștepte mult. În curând a apărut un hârciog și a început să ronțăie tulpinile florilor. Atunci Buburuză a ieșit strigându-i: du-te de aici! Hârciogul s-a speriat și a fugit. În noaptea aceea nu s-a mai întors.
În noaptea următoare, Fulgușor avea grijă de flori. A venit rândul lui Baltazar, apoi rândul lui Wendel. Până la urmă a venit rândul lui Bobiță. Băiatul Melc s-a ascuns în tufiș și aștepta răbdător. Tot aștepta, dar în curând l-a furat somnul. Nu s-a trezit nici atunci când a sosit hârciogul, care a ronțăit mult și bine tulpinile florilor. Vai, am adormit, n-am avut grijă de flori, a plâns Bobiță dimineața când a văzut florile ofilite și triste. În timp ce Bobiță dormea, hârciogul a ronțăit tulpinile florilor. De ce v-ați supărat? I-a întrebat doctorul Bufniță. Buburuză i-a povestit ce s-a întâmplat cu tulpinile de floarea soarelui. Vorbiți cu hârciogul, rugați-l să nu le facă rău florilor. Doarme acolo sub stejar, i-a sfătuit doctorul. E acolo, stă culcat în tufiș, le-a șoptit Bobiță celorlalți. Hârciogul s-a trezit brusc. Cu toții s-au speriat. Hârciogul de gâze, iar gâzele de hârciog. Nu te teme de noi. Vrem doar să te rugăm să nu le faci rău florilor noastre. Dar atunci rămân flămând, s-a scuzat hârciogul. Îți aducem noi mere și morcovi. Unde ți-e casa? Îl întrebă Bobiță. Nu am casă, răspunse trist hârciogul. Nu ai casă? Repetă Baltazarul lui. Atunci îți vom construi una. Buburuză i-a adus mere, Bobiță ghinde, Fulgușor, Stafide, Baltazar, frunze de păpădie, iar Wendel morcovi. Casa mea e foarte frumoasă, vă mulțumesc și pentru cină. Hârciogul n-a mai ronțăit tulpinile florilor, iar ele le zâmbeau vesele toată vara lui Bobiță, Buburuzei și prietenilor lor. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Wendel la patinaj. Într-o frumoasă zi de iarnă, Bobiță și Buburuză se plimbau pe malul lacului. Apa lacului era înghețată. Hai, Buburuză, să ne dăm pe gheață, a propus băiețelul Melc. Fetița mămăruță a acceptat cu bucurie. Bobiță și Buburuză, cu grijă, au intrat pe lacul înghețat. S-au prins și au alunecat de la stânga la dreapta. S-au simțit foarte bine. În curând s-au acomodat cu gheața. Mai și cădeau, râdeau în hohote, apoi se ridicau și continuau. A trecut pe acolo Wendel, băiatul rădașcă. Wendel, încearcă și tu! Hai cu noi la patinaj! Și-a chemat prietenul Bobiță. Lui Wendel era puțin teamă, dar curios fiind, a pus piciorul pe gheață. A strigat imediat, pentru că i-au alunecat picioarele și a căzut pe spate. Bobiță și Buburuză au fugit imediat la prietenul lor. Vino, Wendel, te ajutăm noi! Bobiță și Buburuză l-au luat de mână pe Wendel și au pornit cu grijă pe gheață. Acum te lăsăm să încerci de unul singur, a strigat Buburuză. Băiatul Melc și fetița mămăruță l-au lăsat de mână pe Wendel. Mai încet, Wendel, a strigat Buburuză. Wendel a încercat să se oprească, dar picioarele nu l-au ascultat pe gheață și a intrat direct în tufișul cu spini. Ajutor! Vai de mine! M-am înțepat, m-am lovit la cap. Vai, cât de tare mă doare! Buburuză a fugit repede ca să vadă ce s-a întâmplat. Nu fi trist, a spus Buburuză și a legat capul spart al lui Wendel cu baticul ei cu buline. Deodată a apărut de după tufiș o fetiță gâză foarte frumoasă. Aluneca pe gheață atât de ușor de parcă era un fulg.
Ia te uită, tu cine ești? A întrebat o buburuză. Eu sunt Mila, gândacul de zăpadă. Te salutăm, Mila. Ea este buburuză, fetița mămăruță. El este Vendel, băiatul rădașcă. Iar eu sunt Bobiță, băiatul Melc. Cum de știi să aluneci atât de frumos și de repede pe gheață? A întrebat-o Vendel. Cu patine, a răspuns Gâzuța. E un pantofior cu care poți aluneca pe gheață. Trebuie doar să-l prinzi de cizmuliță. Astea-s patinele, astea alunecă pe gheață. Tu le-ai făcut? A întrebat curios Bobiță. Da, eu le-am făcut. Nu e greu deloc. Dacă vreți, vă pot face și vouă. Ura! Au strigat toți trei deodată. Bobiță, Buburuză, Vendel și Mila au pornit împreună spre pădure. Mila s-a uitat bine la crengile de pe jos și în cele din urmă a ales o creangă mare. Au început să lucreze. Au tăiat, au găurit, au cioplit, au șlefuit, au înșurubat. Toată lumea a făcut câte ceva. Sunt gata, a spus mulțumită Mila. Pe masă se aflau trei perechi de patine nou-nouțe. Bobiță și Buburuză își puneau patinele noi cu puțină teamă, dar cel mai mult s-a temut Vendel. Bobiță și Buburuză s-au prins de mână și au pornit pe gheață. Vendel a fost ajutat de Mila. Așa da, cu patine e mult mai ușor să aluneci pe gheață, se bucură Vendel. Mila a patinat mult timp ținându-l de mână pe Vendel, dar pe urmă l-a lăsat și băiatul rădașcă a alunecat mai departe singur pe gheață. Vendel a învățat să patineze, să pornească și să oprească repede. Am reușit, știu să patinez! A strigat fericit la sfârșitul zilei Vendel.